Astăzi, când Biserica Ortodoxă a făcut pomenirea Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul, Paraclisul din reședința patriarhală care îl are ca ocrotitor și-a sărbat unul dintre hramuri. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat mai întâi lucrările de renovare săvârșite în ultima perioadă. În continuare, preafericirea sa a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a afirmat că Sfântul Ilie a fost un om al rugăciunii și al înfrânării. Sfântul proroc Ilie, ca om al rugăciunii și al înfrânării, are o chemare deosebită de la Dumnezeu. Tatăl său, preotul Sovah din Tezva sau Tezva Galadului, l-a văzut pe prunc adesea înconjurat de îngeri de lumină care le învăluiau într-o flacără de foc și îl hrăneau cu văpaie de foc, inspirându-i, de fapt, râvna ferbinte și sfântă pentru Dumnezeu. Deci este o lucrare deosebită a Duhului Sfânt în viața acestui prunc, și anume o lucrare de sfințire a lui din pruncie. De aceea toată viața a petrecut-o în rugăciune și în înfrânare, în asceze, postind mult, nevoindu-se mult. Și aceasta face ca el să fie o prefigurare sau preînchipuire a monahismului încă în Vechiul Testament, că nu exista un monahism. Sfântul proroc Ilie, deci, ca om al rugăciunii, al sfințirii vieții prin post și prin nevoințe, este un om plin de harul lui Dumnezeu, cât se putea dărui acesta în Vechiul Testament. Preafericirea sa a explicat simbolismul minunilor săvârșite de Sfântul Ilie în casa văduvei din Sarepta Sidonului. Când prorocul a ajuns în casa văduvei, ea mai avea o mână de făină și puțin un de lemn într-un ulcior și spune că a adunat câteva vreascuri să facă o pâinișoară pe care să o mănânce ea și fiul ei și apoi să moară amândoi. Însă Ilie a spus că Dumnezeu nu o va lăsa să moară de foame, că atât timp cât el va sta în casa acestei văduve, nu se va termina făina și nici uleiul sau unde lemnul. Și așa s-a întâmplat. Dar la un moment dat, fiul acestei femei văduve s-a îmbolnăvit și a murit. Și femeia a căzut în deznădejde și mare întristare, că era singurul fiu pe care îl avea. Și atunci Ilie s-a rugat și a revenit la viață acest tânăr și l-a dat mamei sale viu. Această minune a lui vestește oarecum învierea fiului văduvei din Nain, pe care va săvârși Mântuitorul Iisus Hristos. Iar faptul că pâinea și vinul nu se termine, revestea minunea mulțirii pâinilor și a peștelor de către Mântuitorul Iisus Hristos, desigur într-o măsură mai mică. Dar același har al Duhului Sfânt lucra și prin prorocul Ilie. Părintele Patriarh a explicat prezența Sfântului Ilie la momentul schimbării la fața Domnului. În Noul Testament, el reprezintă prorocii pe muntele Taborului. Pentru că pe muntele Taborului a schimbat la fața Mântuitorului Iisus Hristos înaintea ucenicilor săi, Petru, Iacob și Ioan, apar deodată, vorbind în slavă, față către față, Moise și Ilie. De ce? Moise, care reprezenta legea, și Ilie reprezenta pe toți profeții la oaltă. Dar de ce aceștia doi? Fiindcă și Moise și Ilie voiau să vadă fața lui Dumnezeu, dar n-au văzut-o. Moise a văzut doar spatele și mâna dreaptă,
adică urmele lui Dumnezeu în creație și lucrarea lui în istorie. Și Ilie n-a văzut fața lui Dumnezeu, ci a simțit o adiere de vânt, ca o prezență duhovnicească. Dar n-au văzut niciunul, nici altul fața lui Dumnezeu cât au trăit pe pământ. Și atunci, iată acum, la schimbarea la față, și Moise și Ilie, Moise care voia să vadă fața lui Dumnezeu pe Sinai și Ilie pe Horeb, văd acum pe Tabor fața lui Dumnezeu. De ce? Pentru că între timp Dumnezeu Fiul a luat față de om, a luat chip de om. Și așa se va arăta în veșnicie Fiul Dumnezeu, prin fața lui umană preaslăvită, transfigurată. Paraclisul are hramul Sfântul Ilie într-o amintire a primului patriarh al României, a afirmat preafericirea sa. Ctitorul acestui palat a fost patriarhul Miron, dar patriarhul Miron avea numele de botez Ilie sau Elie. De aceea el se semna în general cu această semnătură, Elie Miron Cristea. Și atunci, într-o amintire a faptului că avea din botez numele de Ilie, am dat și acest hram al doilea. În ziua pomenirii unuia dintre ocrotitorii săi spirituali, Părintele Patriarh a fost felicitat de ostenitorii reședinței patriarhale. Preafericirea sa a adresat tuturor celor care poartă numele Sfântului Ilie urări de sănătate și ajutor de la Dumnezeu.